Bună seara, bun găsit la știrile Gorj TV. Complexul energetic Oltenia va merge din nou de pe azi pe mâine de anul viitor. Managerul companiei, Laurențiu Ciurel, a declarat la Gorj TV că viitorul apropiat însă nu este în pericol. Până în decembrie, compania are contracte, însă cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din țară nu are garanții pentru rămânerea pe piață anul viitor. În luna ianuarie avem 3 grupuri mari și late vândute. Probabil că dacă va fi frig, dacă se va continua să nu fie apă, se va merge pe aceeași politică de pe azi pe mâine, totul se va vinde pe piața zilei următoare, vor fi absente contractele pe lungă durată și vom funcționa tot așa, funcție de cum bate vântul. Dacă bate vântul, stăm. Dacă este apă, stăm. Dacă nu, funcționă. Și cărbune de unde luați, domnule Ciurel? Aici e o problemă. Cărbunele, la ora asta, programul pe care noi îl avem, tot ce producem intră și în consum. Consumăm, nu mai putem pune pe stoc. Și nu ar fi rău dacă ar putea fi menținut stocul. Compania ar putea să funcționeze cu 10 grupuri și să facă 90.000 de tone de cărbune. Ar putea înregistra economii la transport și depozitare. Însă nu se poate, pentru știm toți că vine iarna. Și vine iarna, și asta înseamnă cărbune lipit de vagon, înseamnă umiditate, înseamnă cărbune înghețat. Hei, asta mi-e teamă. Asta mi-e teamă și în cazul ăla va trebui să consumăm din cele 600 de mii de tone, 700-800 care le avem la ora asta rezervă. Am înțeles. Domnule, iarna asta am depășit-o, însă ăsta nu e un mod de funcționare. Până la sfârșitul anului însă, conducerea companiei și cei 15.000 de angajați pot răsufla ușurați. Compania are contractele asigurate. Activitatea la cariera Roșia este îngreunată de familia copreședintelui PNL Gorj, Dan Vâlceanu. De mai bine de un an, familia politicianului refuză să elibereze proprietatea care se află în fața frontului de lucru, cerând despăgubiri exorbitante, după cum susține managerul companiei, Laurențiu Ciurel. Scandalul a izbucnit în cadrul emisiunii În interes public. Managerul CE Oltenia, Laurențiu Ciurel, i-a atras atenția lui Dan Vâlceanu că blochează activitatea de extracție a cărbunelui ca urmare a pretențiilor avute. Nu va ajunge mai bine 5 loturi de casă în loc de 10 pentru unul ca să deblocați cariera Roșie. Vreau să vă spun, domnule director general, acum că suntem în direct, că mințiți. Înțeleg că domnul Vâlceanu ar avea locuri de casă acolo în excavatoare. Vă și explic eu despre ce e vorba. Familia dânsului dorește 10 loturi de casă. Nu este adevărat, domnule. Nu este adevărat, domnule director. Îmi luați 10.000 de metri pătrați și soliciți 10.000 de metri pătrați înapoi. Atât. Familia Vâlceanu deține 10.000 de metri pătrați și o casă în Fărcășești. Proprietatea sa se află chiar pe muntele de cărbune. Vreau să fie de față când îi spun că minte, că dau 10.000 de metri pătrați, nu eu, familia mea, și solicit 10.000 de metri pătrați înapoi. Dânsi iau loturi de câte 1.000 de metri pătrați. Bine, da? Că nu le vreți în Tokyo. 10.000 de metri. Am înțeles, deci acum discutăm la mișto pentru că nu aveți argumente, domnule director general. 10.000 de metri pătrați pe dealuri e la fel pentru dumneavoastră cu 10.000 de metri. Nu v-am cerut niciodată loc de casă în Târgu Jiu. V-am spus unde aveți teren. Nu, în Târgu Jiu ați cerut. Nu, v-am spus unde aveți dumneavoastră teren. Veniți mâine și vă dau mâine. Domnule director general, dumneavoastră nu aveți ce să-mi dați mie. Că nu vă dau dumneavoastră nimic. Și nu v-am cerut nimic niciodată. Bun, domnule Vâlceanu, haideți că nu ne înțelegem așa. Ați mai cerut, mai dacă ne aducem aminte bine, ați cerut de multe ori, nu odată. Nu, niciodată, nici măcar un telefon nu v-am dat niciodată. O ultima concluzie, domnule Ciurel. Trimirați pe partea cealaltă, de mai multe ori, nu odată. Trebuie să luăm și mai mult. Și mai mult decât atât, chiar îmi doresc pentru angajații ce eu să plecați, domnule director, și vă spun în față, eu vă cer demisia. Uite, și fără 109. De mai bine de un an, familia liberalului Dan Vâlceanu blochează activitatea în carieră pentru că a solicitat ca statul să-i construiască vila cu aceeași suprafață în municipiul Târgu Jiu. Schimbul însă nu ar fi echitabil și ar intra sub incidența legii penale. A plecat la școală, însă a ajuns la spital. Este vorba despre o fetiță în vârstă de 9 ani din Bălești, care a fost lovită în plin de un microbus cu pasageri. Ea a vrut să traverseze strada printr-un loc nesemnalizat corespunzător. În urma impactului, fetița a suferit un traumatism cranian și a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Accidentul s-a produs pe calea Severinului. Fata care mergea în drum spre școală, grăbită și neatentă, s-a angajat în trecerea străzii pe loc nepermis. Aceasta a fost lovită de șoferul unui microbuz. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a ieșit faptul că un bărbat de 38 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Severinului, a acroșat o fetiță de 9 ani care s-a angajat în traversarea neregulamentară a străzii. În urma impactului, minora a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Fetița a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. În urma impactului, micuța s-a ales cu o fractură de piramidă nazală, iar medicii au băgat-o imediat în sala de operație. A fost adusă de urgență din victima unui accident de circulație. Este vorba de un traumatism craniofacial. S-a trimis imediat să facă computer tomograf. Nu apar leziuni majore la nivelul craniului. Are, în schimb, fractură de piramidă nazală, plăgi multiple la nivelul piramidei nazale. Am internat în secția de orele, intrăm imediat cu ea în sala de operație să-i refacem piramida nazală și oasele care sunt fracturate. Fata va rămâne internată la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, iar șoferul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Și expropriați și cu banii luați, așa se prezintă situația celor care se află în calea centurii ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Oamenii vor rămâne fără terenuri sau case din cauza unei ordonanțe de guvern care dă dreptul statului să devină proprietar, fără ca foștii proprietari să fie despăgubiți înainte de a fi executați. Un astfel de caz este înregistrat la intrarea în comuna Dănești, unde astăzi a fost lăsată fără teren o persoană care nu a primit în schimb nici măcar un leu. Domnul Ilie Dodescu deține o suprafață de teren la ieșirea din municipiul Târgu Jiu, pe care a cultivat 600 de puieți de pomi fructiferi, înainte de a afla că va fi afectat de centura ocolitoare a orașului. Omul s-a trezit dintr-o dată că este deposedat de bucata de teren fără a primi niciun leu de spăgubire. Mai mult decât atât, acesta este obligat să plătească executarea silită în valoare de 28 de milioane de lei vechi. Astăzi acesta a rămas fără teren și nici banii stabiliți de evaluator nu au ajuns în contul său. Eu nu m-am opus niciodată Exproprierii, însă nu sunt de acord cu încălcarea legii, în sensul că nu a avut loc o prealabilă și justă despăgubire. Adică până la ora actuală eu nu am primit niciun leu în cont. Astăzi, executorul judecătoresc a venit la fața locului împreună cu poliția pentru a executa silit terenul omului. Am un titlu, credeți-mă. Aveți un titlu, e adevărat, dar nu ca să distrugeți garduri, construcții. Credeți că am venit să distrug gardul? Nu, sunt convins. Păi de executare, acum o faceți atunci? Păi, venim și eu fac o punere în posesie, predare bun. Atât. Păi, nu dărâm absolut nimic. Mie, da, dar atunci aveți mie ceva pe terenul îmi respectiv? Proces verbal, dar uitați, nu mai pun împrejmuire, podiet. Este foarte simplu, o să consemnez în procesul verbal. Consemnăm în procesul verbal, sigur că da. Da. Bine, și banii că nu sunt în cont, și banii nu sunt în cont, cum prevede legea. Într-o situație similară se vor trezi cel mai probabil și celelalte persoane afectate de centura ocolitoare. Oamenii sunt dispuși să plătească cu viața decât să fie înșelați de către stat. Ancuța cu casa asta care mi-a trimis... Nu mă privește! Păi, dar mi-a trimis ce executare? Nu m-am trimis. Eu nu v-am trimis nicio executare. Atenție, v-am trimis notificare. Notificare care nu e de la mine. Casa, da? Nu e de la mine. Dar de la cine? Păi dacă dumneavoastră Colini. Să nu. De la Colini, că prin dumneavoastră, domnul că executor judecător, eu ca executor judecător. Știți că am spus la dumneavoastră la birou? Domnul Ancuța, eu ca executor judecător. Așa. Sunt un poștaș mai special, dacă da, un adică poștaș sunt obligat să trimit notificări dacă da. Vine și nimic altceva. Da, da, la mine este act de executare. Nu mai puțin. Dumneavoastră sunteți ca să trimiteți ca un poștaș. La mine acasă ca să trimiteți ca să-mi îmbolnăviți familia mea, ați distrus familia. Îmi pare rău, eu sunt bolnav pe inimă, domnule, eu sunt operat pe inimă. Îmi pare rău, dar ce mi-aș fi, domnule, aici? Fetele dumneavoastră le-ați trimis, domnul Cornescu. Păi v-am executat? Păi așteptam că până la data de întâi, domnul Cornescu, să nu mai faceți prostii din ăștia, domnule, că nu mai prostii. Veniți la oameni să-i scoateți afară din casă, domnule, abuziv. Cine sunteți dumneavoastră, domnul Cornescu? Proprietarul terenului s-a văzut astăzi lăsat fără agoniseală, fără să poată avea dreptul să se apere în fața legii. Un executor nu poate executa un bun care nu este în litigiu. Eu vă întreb doar atâta, vă opuneți la executare? Eu nu mă opun executării, eu nu m-am opus nici exproprierii, dar am dorit să se facă așa cum prevede legea. O justă și prealabilă despăgubire. Am rugămintea ca dumneavoastră, dacă vă considerați nedreptățit. Să citiți puțin legea exproprierii. Eu am citit legea exproprierii. Am citit nu numai un articol, că începe pe banii mei, bani care nu mi s-au dat conform legii. Și de ce îi spuneți executorului acest lucru? Pentru că îl privește pe... Nu, pe executor îl privește acest lucru. Niciodată. Nu vă supărați niciodată. Ba da, că executorul, în momentul în care distruge un bun, intră la distrugere sau participă la distrugerea bunurilor. Oamenii se văd legați de mâini, însă spun că nu vor părăsi locuințele până când nu vor primi altă casă la cheie.
Nu este normal. În această situație mă aflu și eu. Așa va veni și la mine, mâine pe mine, la casă, cum se întâmplă cu domnul Dorescu, dar eu nu accept așa ceva, ca să vină la mine fără să-mi dea un ban de un an de zile. A venit evaluatorul să evalueze casa, să-mi facă prețul la casă, nu mi-a dat niciun preț în ziua de astăzi, așa mâine pe mine mă trezesc și eu că vine cu executorul și îmi scoate copiii afară din casă. Eu nu accept așa ceva. Aveți alternative? Ce alternative să am? Mie, în primul rând, nu am treabă cu nimeni, vine, vede casa, face poze, cum e casa, cu teren, cu tot, îmi dă casa în primire și cu asta m-am mutat de acolo. Până atunci nu cedez cu riscul că îmi pierd familia și ne omorâm toți și nu plecăm din casă. Reprezentanții CNADNR susțin că statul a devenit proprietar de drept peste terenurile ce urmează să fie expropriate, urmând ca foștii proprietari să fie despăgubiți. Comandamentul de iarnă al municipiului Târgu Jiu este pregătit să intervină în situația în care primii fulgi de nea vor acoperi străzile din oraș. Numai puțin de 23 de utilaje, nisip, material antiderapant și forța de muncă angajaților de la edilitara vor asigura bunele condiții de circulație pe drumurile din oraș pe timp de iarnă. Reprezentanții de la edilitara atenționează însă târgujenii să dezăpezească în fața caselor sau spațiilor comerciale, iar dacă nu o vor face, vor fi sancționați. Utilajele sunt gata echipate pentru a lua startul la procesul de dezăpezire a străzilor din Târgu Jiu. 800 de tone de material antiderapant și nisip se află în prezent în depozitul administrației publice locale din Târgu Jiu, reprezentanții primăriei asigurând că și în această iarnă traficul rutier și pietonal se vor desfășura în condiții optime. Avem 16 utilaje aici, sunt toate utilaje, din ele sunt 10 multifuncționale care au și lamă și sărăriță, restul sunt utilaje care, cum autogredere, avem două rabe cu lame, avem două care împrăștie nisip. Acestea sunt utilaje. N-am mai adus aici o parte din utilaje pe care noi le folosim la încărcat zăpadă. Bugetul alocat în acest an de primăria Târgu Jiu pentru dezăpezire este mai mare față de cel de anul trecut. Astfel, în jur de 2 milioane de lei vor fi destinați pentru ca târgujienii să nu întâmpine dificultăți în trafic din cauza stratului de zăpadă depus. Însă reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale din Târgu Jiu speră că această sumă nu se va cheltui în totalitate. Bugetul pentru anul acesta, pentru luna decembrie, este de 600.000 de ron, de 6 miliarde. Pe total va fi de 2 milioane de roni, 600.000 pe decembrie, 800.000 pe ianuarie, că luna ianuarie s-a demonstrat că este o lună mult mai grea, iar pe februarie tot 600. De asemenea, târgujenii vor primi și avertizmente. Acestea se vor aplica în situația în care cetățenii nu vor dezăpezi în fața proprietăților. Drumarii au lucrat toată noaptea să țină drumul practicabil spre Rânca. Stratul de zăpadă depășește 10 cm, iar vremea nu dă semne să se schimbe. Polițiștii sunt și ei în alertă și avertizează șoferii să nu se aventureze spre stațiunea montană fără anvelopa de iarnă. Mai multe utilaje de dezăpezire au acționat pe DN67C toată noaptea. Asta pentru ca să nu fie probleme cauzate de ninsoare și să fie evitate blocajele în trafic. Scoți și mașina cealaltă, da? Încărcați și dați material. Fără probleme, acționăm în permanență. Hai! Spor! Pentru a preîntâmpina accidentele, polițiștii au patrulat și ei în zonă și au verificat șoferii aflați în trafic. Recomandăm conducătorilor auto să-și doteze autoturismele cu anvelope de iarnă și lanțuri antiderapante. În caz contrar, conducătorii auto vor fi sancționați conform legilor în vigoare. Nordul județului Gorj, dar și alte județe din centru și estul țării sunt sub avertizare cod galben de ninsori abundente. Primăria municipiului Târgu Jiu va contoriza consumul de apă al fiecărui apartament în parte, în ideea de a nu mai fi debranșate familiile fără datorii la Apa Regio. Măsura va fi aplicată începând cu data de 1 ianuarie în baza unui protocol încheiat de autorități cu operatorul regional de apă și canalizare. Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, spune că a mai purtat discuții de acest gen și cu fosta conducere a Apa Regio, însă până acum nu a găsit deschiderea necesară pentru a pune în practică o astfel de idee.
Schimbarea guvernului va aduce și modificări în fruntea prefecturilor din țară, în județul Gorj, deși suntem martori la tot mai multe propuneri care vin din partea organizațiilor politice. Asta în condițiile în care se dorește un guvern de tehnocrați și nici prefecții nu ar trebui să mai fie impuși prin criterii politice. Până la această oră au fost propuse mai multe nume, fostul prefect Victor Banța, Octavian Lupulescu, Cristinel Rușan sau Liviu Diaconescu. Liberalul Pantelimon Manta a ținut să sublinieze că dacă se va încerca desființarea PSD-ului din funcțiile de prefect, ar fi bine ca noul guvern să nu impună membrii ai PNL. Vă spun eu, după părerea mea, care va fi acțiunea practică. Eu cred că vor acționa la nivel de vârf, probabil și la prefecți și la secretarii de stat. Sigur, speranța mea este să măcar să nu penalizeze, adică să aibă cât de cât acest criteriu, să încerce o soluție, hai să zicem, de mijloc. Să nu fie exagerări evidente, da? În sensul ăsta mă refer. Și să nu se meargă la o politizare agresivă, subliniez, agresivă. Iar Pantelimon Manta are și nume potrivite să preia frâiele prefecturii. Eu vă dam numele unui conferențiar universitar, Cristi Rujan, care e membru al PNL-ului de 20 de ani, dar nu e deloc activ. Nici nu cred că vine la vreo ședință, nici nu cred că a fost, nici nu știu dacă e membru, dar e simpatizant, da? Eu sunt convins că omul ăsta ar fi absolut neutru în actul de conducere. Contactat telefonic, Cristinel Rujan a declarat că nu mai este membru PNL și nu-i trece prin minte că ar putea ocupa postul de prefect. De 11 ani nu mai activează în partid, iar din 2005 este înalt funcționar public și a lucrat ca inspector guvernamental în Secretariatul General al Guvernului. Păi nu există sensul noastră, nu se pune problema în felul acesta. Credința mea este că noul guvern nu va opera schimbări la nivelul prefecturilor. Asta e părerea mea. Nu sunt membru al niciunui partid politic. Deci nu sunt membru PNL. Sunt un alt funcționar public din anul 2005. Nu pot să fac parte de niciun partid. Dar nu din această cauză. Am fost până în 2004, 1 martie 2004. Am dat concurs în anul 2005 pe postul de secretar general adjunct la Ministerul Educației Naționale. În calitatea pe care o am de un alt funcționar public, eu sunt obligat să mă supun oricărei decizii pe care o ia Guvernul României. Adică, eu trebuie să manifest conform legii disponibilitate de a exercita orice funcție mi este atribuită de către Guvern. Manta mai a avansat un alt nume. Vă mai dau un exemplu. E Liviu Diaconescu, da, care e director general la prefectură. Nu e agreat politic. Nici Liviu Diaconescu nu se vede prefect. El a declarat că pentru această funcție este nevoie de mai multă pregătire decât are el. Diaconescu ocupă în acest moment funcția de șef al Serviciului de Legalitate în cadrul prefecturii. Nu pot să cred așa ceva. N-am absolut nicio informație și nu am știință despre un asemenea fapt că s-ar fi petrecut. Și nici nu sunt interesat de o astfel de funcție. Vedeți-mă. Eu văd de treaba mea, încerc să-mi fac treaba la locul de muncă și mă rezum la atât. Consider că ocupantul unei astfel de funcții trebuie să fie un om mult mai pregătit decât sunt. Eu nu pot să spun decât că sunt un funcționar care încearcă să-și facă datoria la locul de muncă, atât eu cât și restul colegilor mei de aici din prefectură. A fost de asemenea adus în discuție și numele lui Octavian Lupulescu. M-aș întreba dacă s-a discutat ceva sau dacă vă interesează. Haide să o iau așa mai șmecherește, cum vă place să spuneți. Sunt trei lucruri pe care vreau să le lămurim acum, în 2 minute. Haideți, vă rog. Știți că eu am mai fost 12 ore prefect, adică de seara până dimineața. M-au numit seara la 5 și dimineața la 7-8 m-au revocat. 2. Aveți dreptate în totalitate atunci când spuneți că nominalizarea ar trebui să fie politică și să-și asume cineva răspunderea pentru tot ce se întâmplă pe timpul îndeplinirii unui mandat. Exact, și iertați-mă că vă întrerup un pic. Și chiar în situația asta e mult mai simplu, ți-a plecat guvernul, pleci tu cu el. Și la revedere, pleci de acolo și numai. Așa este o îmbârligătură din asta. Se dau examene, nu se dau examene, ne ducem în instanță, nu ne ducem în instanță, intrăm în contencios, nu intrăm și așa mai departe. Nu, domne, odată cu guvernul trebuie să se numească un prefect, odată cu plecarea guvernului, prefectul trebuie să plece. Scurt. De asemenea, a mai fost înaintat și numele fostului prefect, Victor Banța. Rechizitoriul întocmit de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu scot la iveală detalii picante din dosarul întocmit pe numele polițistului Nicu Pasăre. El a fost trimis în judecată după ce a fost reținut pentru 24 de ore pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care și cea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual. Anchetatorii au aflat pe parcursul cercetărilor că polițistul nu se află la prima încercare de a obține favoruri sexuale.
Pe rolul tribunalului Gor se află dosarul în care șeful de post al postului de poliție Urdarnicu Pasăre a fost trimis în boxa acuzaților pentru mai multe infracțiuni. Potrivit rechizitorului, întocmit de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, polițistul a încercat să o scape pe denunțătoare de dosarul penal pentru furt de cărbune, în schimbul unei partide de sex care urma să se consume chiar în sediul de poliție. Inculpatul Pasăre Nicu i-a cerut apoi explicit denunțătoarei să întrețină raporturi sexuale scurt aici, 5 minute, iar în acest sens a prins-o pe martoră în brațe și a atins-o în zona sânilor, peste hainele cu care era îmbrăcată. În cadrul aceleiași întâlniri, întrucât a fost refuzat, inculpatul Pasăre Nicu a stabilit o nouă întâlnire pentru a întreține raporturi sexuale cu martora, urmând ca, în schimb, să creeze o situație favorabilă acesteia și concubinului său în dosarele pe care acesta le instrumenta, se arată în rechizitoriul întocmit de anchetatori. Anchetatorii au mai reținut că polițistul nu se afla la prima încercare de a-și folosi funcția deținută pentru a obține avantaje de natură sexuală. O altă femeie, martoră în dosar, a declarat procurorilor că i-au indus o stare emoțională în scopul întreținerii de relații sexuale. Acesta se interesa când sunt de serviciu și mă căuta când eram de serviciu, mai ales noaptea. Îmi era frică de el, de multe ori mă interesam când este de serviciu. Pot spune că mi-este frică de el, mai rău ca de hoții care veneau la furat. Este declarația uneia dintre martore. Nicu Pasăre a scăpat de arestul la domiciliu după ce instanța a decis că acesta poate fi liber pe parcursul judecării dosarului. Alegeri la Colegiul Medicilor Gorj în perioada 28-30 noiembrie se vor desemna noi membri ai instituției. În prezent, președinta este Ana Băleanu. Până acum și-au anunțat candidatura 29 de medici din județ. Dintre candidați se vor alege 13 membri, iar aceștia urmează să stabilească președintele, cei 3 vicepreședinți și secretarul Colegiului Medicilor din Gorj. Dacă alegerile nu se vor tranșa din primul tur, va fi organizat și cel de-al doilea. Gheorghe Stanciu, medicul șef de la secția ORL a Spitalului Județean de Urgență, în același timp și purtătorul de cuvânt al Colegiului Medicilor, spune că nu vrea să mai facă parte din colegiu. El a declarat că nu va mai candida. În acest an de alegeri se va ocupa medicul Cristina Trocan. În acest moment, Colegiul Medicilor are 13 membri, respectiv Ana Băleanu, Adonis Bălan, Emil Sandu, Valentin Ciungu, Narcis Bușu, Ion Dascălu, Gheorghe Stanciu, Maria Zegrean, Ileana Ghimbaș, Ana Maria Câmpeanu, Mariana Dumitrescu, Camelia Firoiu și Tatiana Grecu. Mii de agricultori din județul Gorj riscă să nu mai primească de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură subvențiile pentru terenurile pe care le dețin pentru anul în curs. Asta pentru că sistemul informatic folosit de funcționari pentru procesarea datelor de la agricultori nu merge. Toată țara se confruntă cu această problemă, nu numai județul nostru. Șeful APIA Gorj susține că situația este îngrijorătoare, iar în cazul în care nu se va găsi o soluție pentru deblocarea softului informatic, până la data de 30 noiembrie, fermierii riscă să piardă subvențiile. Cei peste 18.000 de fermieri gorjeni mai au de așteptat până când vor primi banii de la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură Gorj. Asta ca urmare a sistemului informatic implementat la nivel național care permite plata subvenției pe suprafață și care s-a blocat ieri, ducând la întârzieri grave ale viramentelor către fermieri. Cei peste 18.000 de fermieri pe schema unică de plată pe suprafață și 500 de fermieri pe pachetele de agromediu de la nivelul județului trebuiau să încaseze în jur de 70% din plata unică pe suprafață, față, adică în jur de 53 de euro pe hectar. Din păcate, la acest moment, aplicația informatică de autorizare a fermierilor este blocată. Spuneam că există actele normative cu sume alocate. Noi, cei de la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, suntem pregătiți cu autorizarea la plată în sensul în care am terminat tot ce înseamnă control administrativ. Dar în acest 2015, practic, la nivel central, există un nou contract de prestări serviciu cu un dezvoltator informatic și, practic, a corespuns această perioadă cu demodificarea prevederilor legislative a schemelor de plată. Este motivul pentru care, sigur, suntem nevoiți pe ultima 100 de metri, practic, până la sfârșitul săptămânii să transferăm, să autorizăm toți fermierii. În cazul în care situația nu se rezolvă până la finalul acestei săptămâni, Comisia Europeană nu va mai vira banii pentru această schemă de sprijin până la anul. Plățile ar fi trebuit să demareze în urmă cu o săptămână. Trebuia să începem în 17 noiembrie, suntem astăzi în 24, mai sunt aproximativ 4 zile, 5 zile cu ziua de vineri. Dacă până în 30 noiembrie nu vom face actualizarea plăților în avans, sigur că
după data de 1 decembrie nu mai putem să facem această autorizare în avans și sigur că vom trece la autorizarea plăților finale. Sistemul informatic al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură a fost dezvoltat în acest an cu finanțări de la stat de aproape 28 de milioane de euro. Direcția Silvică Gorj va încheia acest an pe profit, cele mai multe venituri fiind obținute din vânzarea de lemne în proporție de 90%. Profitul se ridică la peste 10 miliarde de lei vechi. De asemenea, au fost obținute venituri considerabile și din comercializarea de fructe de pădure. Pentru că au depășit bugetul anul acesta, angajații instituției vor fi recompensați cu prime. Direcția Silvică Gorj a depășit planul de venituri pe anul 2015. Din vânzarea fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile, a plantelor medicinale și a trufelor, instituția a încasat peste 10 miliarde de lei vechi. Spre exemplu, în urma cesionării dreptului de colectare a trufelor din pădurile Gorjului, instituția a încasat peste 20.000 de euro. De asemenea, Direcția Silvică Gorj a câștigat sume importante și din ciuperci, peste 15.000 de lei. Direcția Silvică Gorj va încheia anul cu rezultate foarte bune, mă refer la realizarea cifrei de afaceri și profituri și celorlalți indicatori fizici și valorici. Profitul va avea un profit programat de 10 miliarde de lei vechi și îl vom depăși și de asemenea o cifră de afaceri de 270 de miliarde de lei vechi. Direcția Silvică Gorj a organizat licitație pentru trufe. Noi am organizat licitație undeva în aprilie-mai anul curent. Să vedem realizările la sfârșit. Am cesionat dreptul de recoltare pentru o cantitate de 2 tone pe pădurile proprietății publice ale statului. Cele mai mari sume din ce provin? Cele mai mari venituri? Cele mai mari venituri ale direcției provin din vânzarea de masă de lemnoasă. Datorită profitului înregistrat, angajații direcției silvice vor putea să beneficieze și de prime la sfârșit de an. Oricum, conform contractului colectiv de muncă, se vor acorda prime, având în vedere și realizările din acest an. Anul acesta, fructele de pădure au fost foarte căutate. Potrivit directorului instituției, s-a realizat programul de 80 de tone. Actorul gorjan Horațiu Mălăele vine la Târgu Jiu pe 30 noiembrie, va deschide publicului expoziția Graficaturi. Aceasta conține caricaturi ale unor personalități din domeniul culturii, dintre care putem menționa pe Brâncuș, Bitlic, Eminescu, Toma Caragiu, Nichita Stănescu, Salvador Dalí, dar și desene nude cu maxim de conținut într-o formă. Expoziția poate fi admirată în perioada 1 decembrie 2015-15 ianuarie 2016 la Muzeul Județean Gorj, Alexandru Ștefulescu. Vernisajul va avea loc lunii 30 noiembrie 2015 de la ora 18 în incinta Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și va fi urmat de o reprezentație a deja emblematicului spectacol Sunt un orb. Acesta a luat naștere din nevoia artistului Horațiu Mălăele de a împărtăși publicului poeziile pe care le-a îndrăgit din copilărie până la vârsta maturității, oferindu-le noi valențe prin interpretarea sa originală. Intrarea la evenimentul de deschidere se face pe bază de invitație. Organizatorul evenimentului este Asociația Refugiul Urban, în parteneriat cu Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu și Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Târgu Jiu. Născut în Târgu Jiu, județul Gorj, la data de 1 august 1952, Horațiu Mălăele nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare în lumea teatrului și a filmului. Cunoscutul actor este și un artist vizual apreciat, făcând parte din Uniunea Artiștilor Plastici, secția grafică și bifând de lungul timpului mai mult de 40 de expoziții personale, atât în România cât și în afara țării. Printre cele mai importante le putem menționa pe cele din București, Paris, München, Buenos Aires, Montevideo, Toronto, New York și Miami. Lucrările sale au făcut parte din peste 100 de expoziții de grup, iar de-a lungul timpului a acumulat peste 3500 de caricaturi și desene publicate. La toate acestea se adaugă ilustrarea a zeci de coperte de carte și de afișe teatrale. Sfârșitul de săptămână prelungit se anunță benefic pentru cabanierii din zona montană Rânca. Deja un procent de 75% din stațiuni sunt rezervate, iar turiștii continuă să caute camere de închiriat. Proprietarii au pregătit meniuri pe sfânceană și au de gând să-și răsfețe clienții cu surprize pregătite din timp. Se anunță un sfârșit de săptămână plin de distracție pentru zona montană Rânca. Turiștii care au liber în aceste zile și-au rezervat din timp camere pentru a se bucura de mini-vacanța care durează până la 1 decembrie. Zăpada a venit ca o mănușă pentru cabanieri care sunt convinși că cei care vor veni la munte se vor putea distra la Săniuși. De 1 decembrie semnalele ar fi undeva la 70-80%. Ar fi bine să fie așa. Dacă aș nins, sperăm ca acest procent să se mențină. Cam 75% ocupat, avem câteva grupuri de copii, avem câteva familii și cam gradul de ocupare 70-75% în toată Rânca. Pentru weekendul următor. Faptul că anies, așteptăm un plus.
de turiști. Prețurile percepute pentru această mini-vacanță au fost stabilite astfel încât fiecare iubitor de munte să-și poată permite să se bucure de câteva zile libere. Avem oferte și pentru 1 decembrie, pachete de Crăciun, de Revelion nu prea mai sunt. Sunt deja ocupate locurile, mai sunt de Crăciun și, bineînțeles, weekendurile care, iarăși, în funcție de zăpadă, vor fi sau nu vor fi pline. Avem oferte pentru că sunt pe minim 3 nopți și prețurile sunt între 70 și 90 de lei la cazare, camera de 3 și 4 stele și cu anumite, unele grupuri au vrut și mic dejun, altele vor să-și pregătească singuri un grătar și așa mai departe. Reprezentanții de la drumuri se vor asigura că turiștii vor putea urca în Rânca. Pentru ca drumul să fie circulabil, încă de ieri s-au luat măsuri de dezăpezire a carosabilului. Turiștii care vor urca în Rânca trebuie să aibă autovehiculele echipate corespunzător. Primăria Novace angajează administrator public, ar fi a doua instituție din județ care își introduce în organigram această funcție după Primăria Rovinari. Recent, autoritățile din Novace au primit și aviz favorabil din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Acum postul de administrator public al orașului este scos la concurs, iar cei care intenționează să ocupe funcția trebuie să îndeplinească anumite condiții. Trebuie să aibă studii superioare cu diplomă de licență, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul. Dosarele se pot depune până pe data de 4 decembrie. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 15 decembrie, urmând ca interviul să se desfășoare pe 17 decembrie. Energia Târgu Jiu a reușit seara trecută o nouă performanță pentru întreg baschetul românesc. Jucătorii pregătiți de Antonis Constantinides s-au calificat în faza a doua a competiției FIBA Europe Cup. Gorjenii au învins formația AEK Larnaca, scor final 87-82. Basketbaliștii gorjeni au continuat seria victorilor în cupele europene. În 5 etape disputate, Energia și-a trecut în cont o singură înfrângere. Seara trecută a făcut sute de spectatori să se ridice în picioare la fiecare punct marcat. Μεγάλες ομάδες που για χρόνια αγωνίζονται σε αυτόν τον δεσμό και δεν καταφέρνουν σε δύο χρόνια συνεχόμενα να προκρίνονται σε επόμενη φάση. Permiteți să vă spun că datorită faptului că Primul cunosc foarte bine această competiție, există cluburi chiar foarte mari și foarte renumite care nu reușesc pentru 2 ani consecutiv să se califice în faza următoare. Και γι' αυτόν τον λόγο και οι παίκτες μας και το τεχνικό team, η πόλη ολόκληρη, η μπασκετική Ρουμανία, πρέπει να νιώθει περήφανη για αυτήν τη συγκεκριμένη ομάδα, το είπα πάρα πολλές φορές, όχι επειδή είμαι ο προπονητής, αλλά επειδή επιτέλους αυτή η ομάδα, με αυτά που προσφέρει στο ρουμανικό τον μπάσκετ τα τελευταία 2 χρόνια, πρέπει να ριχάνει και τον ανάλογο σεβασμό. Στην αυτήν την μοτίβ, consider que aceasta, de aceasta echipă, de acest jucător trebuie să fie mândri și orașul, dar și tot baschetul românesc, datorită faptului că oferim astfel de performanțe. Totuși, ciprioții au încredere că și AEK se poate califica în următoarea etapă a cupelor europene. Να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία την ομάδα. Είναι πάρα πολύ ικανοποιητική, είμαστε ευχαριστημένοι. Mulțumesc și pentru ospitalitate echipa din Târgu Jiu și publicul și orașul. Όσο αφορά το παιχνίδι, εμείς νομίζω ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας, ειδικά στη δεύτερη περίοδο. Εν ceea ce privește meciul, consider că din păcate în repriza a doua, noi ne-am creat singur probleme. De la oaspeți s-a remarcat americanul Thaddeus McFadden. El a avut o prestație senzațională, însă nu a fost de ajuns ca echipa să-și adjudece victoria. But it's not over, you know, we still got, you know, first a game in our league to worry about, and you know we still got a good chance of advancing to the next round, and that's the ultimate, you know, goal for now. So, you know, definitely gonna think about this one tonight and tomorrow. You know, I'll get back to Cyprus and worry about the next game on Friday. Am venit aici să câștigăm. Din păcate, n-am reușit. Era un meci foarte greu.
dat aproape tot. Am repetat că nu am, n-am reușit să câștigăm acest match, dar mai avem șanse. Cu această reușită, Energia rămâne pe primul loc în grupa K a FIBA Europe Cup, având în cont 9 puncte după 5 etape disputate, în timp ce oaspeții de la AEK Larnaca se află pe locul 2 cu 7 puncte. A fost ultima reprezentanție europeană în actuala sala sporturilor, și asta pentru că săptămâna viitoare vor demara lucrările de modernizare la sala sporturilor. Pe 2 decembrie, baschetbaliștii pregătiți de Constantinides se vor deplasa pe terenul celor de la BC Astana. Pandurii țintesc sus, au lăsat în spate Steaua și Dinamo, sunt la doar 4 puncte distanță de liderul Astra și își doresc victoria din meciul viitor din compania formației Concordia Chiajna. Deși spun că titlul nu reprezintă o prioritate pentru ei, pandurii pot rămâne în cărți pentru marea bătălie, punând în dificultate echipe puternice din campionat. Sunt la 4 puncte în spatele Astrei. Da, e un sezon important pentru noi. Avem o echipă foarte bună, un antrenor foarte bun, care din păcate astăzi n-a fost alături de noi, nu va fi nici cu cei de la Chiajna. Sperăm să facem un joc bun, să câștigăm și să mai acumulăm încă 3 puncte. Pandurii rămân însă cu picioarele pe pământ. Deși sunt la înălțime, ocupă locul 3 cu 3 puncte peste Steaua și Dinamo, gorjenii nu se îmbată cu apă rece. Vor, pentru început, să ajungă în play-off. Nu ne interesează de Steaua, de Dinamo, de celelalte echipe. Pentru noi e important echipa noastră, familiile noastre, antrenorii noștri, și trebuie să intrăm în play-off, că așa e bine pentru noi, pentru echipă, pentru oraș, pentru suporteri, pentru toată lumea. E bine la înălțime acolo? Vă ia mețeala? Nu, ne ia mețeala, nu. Suntem niște tipi modești. Pandurii vin după o victorie clară în compania celor de la Petrolul Proiești. Scor 3-2, iar vineri vor primi vizita Concordiei. Clubul Pandurii Târgu Jiu continuă campania umanitară. Gruparea gorjeană a anunțat că și încasările de la meciul viitor, când vor întâlni formația Concordia Chiajna, vor ajunge la familiile victimelor din clubul colectiv din capitală. Pandurii au declarat că vor dona deja toți banii încasați din biletele vândute la meciul din etapa trecută cu Petrolul Ploiești pentru aceeași cauză. Reprezentanții clubului invită astfel suporterii să fie prezenți în număr cât mai mare și la următorul meci, care se va desfășura vineri 27 noiembrie de la ora 18 pe stadionul din Drobeta Turnu Severin. Știrile se opresc aici. Sunt Diana Pătruț. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor! We'll be right back.